Biroul de Informare și Relații Publice a Direcției Naționale Anticorupție a publicat ieri un comunicat potrivit căruia procurorii au extins cercetările în cazul europarlamentarului Adrian Severin. El este acuzat pentru infracțiunile de luare de mită și trafic de influență, iar acum s-a început urmărirea penală pentru o nouă infracțiune. Adrian Severin este acuzat pentru folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităților europene sau din bugetele administrate de acesta cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Din ordonanța de începere a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că în perioada 2007-2010, învinuitul Severin Adrian a folosit și a prezentat în Parlamentul European documente, declarații false ori inexacte, contrar reglementărilor legale. Documentele prezentate se referă la o serie de contracte de consultanță încheiate cu 6 societăți comerciale românești, înființate anume cu scopul de a justifica prestări de servicii fictive prin intermediul respectivelor contracte de consultanță. În felul acesta, învinuitul Severin Adrian a înlesnit unor persoane apropiate obținerea pe nedrept a sumei de 436.663 de euro din bugetul Parlamentului European. În aceeași cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane. În 18 iulie 2011, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus începerea urmăririi penale față de Adrian Severin, membru al Parlamentului European pentru luare de mită și trafic de influență. Anul trecut, câțiva jurnaliști britanici au scris că Severin ar fi cerut bani pentru a face lobby pentru câteva amendamente în Parlamentul European.